Curtea de Apel București a amânat pentru 23 noiembrie procesul intentat de președintele PSD Liviu Dragnea împotriva Colegiului de Conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, privind modul în care au fost formate completurile de 5 judecători de la Instanța Supremă. Motivul amânării este lipsa de procedură. Președintele Klaus Iohannis a fost externat în această dimineață din Spitalul Militar din Capitală, acolo unde a fost operat joi seară la umărul stâng. La externare, șeful statului a primit recomandări medicale privind planul de recuperare fizică. Militarii români care participă la Jocurile Invictus de la Sydney au obținut 2 medalii de aur individual și echipe la tir cu arcul olimpic. Jocurile au loc până mâine, iar România e reprezentată de 15 militari. Alți 2 copii de la grădinița cu program prelungit din Burdujeni, județul Suceava, închisă din cauza unui focar de meningită, au fost internați în spital. Virusul vinovat este un enterovirus, același care în urmă cu 6 ani a provocat o epidemie de meningită acută la Suceava. Agenții federali au verificat centrul de e-mail-uri din Florida în căutarea expeditorului celor 10 pachete cu explozibili care au fost trimise mai multor democrați și critici ai președintelui american Donald Trump, ancheta indicând Florida ca posibilă origine a pachetelor, relatează Reuters. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.